Ministerul Justiției pune astăzi în dezbatere publică un nou proiect de lege important pentru sistemul judiciar și pentru cetățenii care beneficiază de justiție ca serviciu public. Este vorba de o lege care reglementează în principal activitatea grefierilor, dar e o lege care cuprinde și alte categorii de personal. În principiu, aduce o serie de inovații în activitatea din instanță, în ceea ce privește această categorie de personal. Este o lege care completează proiectele de modificare a legilor justiției. În esență, proiectul de lege reglementează statutul, cum spuneam, personalului de specialitate juridică. Există, dacă vreți, o noutate și în ceea ce privește denumirea acestui personal. Nu-i mai spunem auxiliar, ci spunem de specialitate juridică, pentru că el comportă o anumită specializare, pentru că rolul și funcțiunile acestui personal au crescut treptat și au ajuns de o esențială importanță pentru activitatea în instanțe și parchete. Proiectul propune o nouă clasificare a funcțiilor care compun personalul de specialitate juridică, respectiv personal de specialitate judiciară, grefier judiciar, grefier documentariști, grefier arhivar și grefier de ședință și grefier principal, apoi personal de asistență, grefier și agenți procedurali, personal tehnic, specialist IT, specialist criminalist, tehnician criminalist și personal administrativ șofer. Grefierii judiciari sunt recrutați numai prin concurs, iar un element de noutate, având în vedere importanța muncii acestora, iar personalul de specialitate juridică are în integralitatea sa studii superioare juridice.